Bun găsit! Săptămâna începe cu un careu între Soarele din Scorpion și Jupiter din Vărsător, aspect care ne poate păcăli dacă nu suntem atenți. Putem deveni prea mândri și orgolioși, prea încrezători și optimiști și putem scăpa din vedere detalii care ulterior să ne aducă pierderi. Orice exces este taxat de univers, iar cuvântul cheie al zilei este cumpătarea. Berbecii ar trebui să fie atenți pentru că într-un exces de zel se pot implica în mai multe proiecte decât pot duce și astfel pot ajunge să-și pierdă resursele foarte ușor. Nativii trebuie să aibă grijă la cum își administrează finanțele pentru că au tendința de a-și cheltui nu doar banii lor, ci și pe ai altora. Taurii pot fi tentați să accepte noi responsabilități profesionale cărora ulterior să-și dea seama că nu le pot face față. În cuplu s-ar putea să fie deranjați de anumite atitudini excese ale partenerului și să-și pună problema dacă relația are sau nu viitor, dacă merită sau nu să fie oficializată. Geminii trebuie să aibă grijă la tendința de a crede că dețin adevărul absolut și astfel să greșească o abordare la locul de muncă. Sunt posibile neînțelegeri cu colegii sau pot descoperi că cineva încearcă să le pună bețe în roate. Atenție la sănătate și la supra-solicitarea fizică. Racii sunt sfătuiți să fie mai cumpătați în privința cheltuielilor, să evite speculațiile și jocurile de noroc, dar și ofertele prin care pot câștiga bani mult prea ușor. Sentimental, dorința de a se simți iubiți îi poate face pe mulți nativi să coboare standardele și să fie ulterior dezamăgiți. Leii pot intra în conflicte cu partenerul de viață și vor simți nevoia să stea singuri, mai ales că starea emoțională este agitată. S-ar putea ca nativii să descopere foarte multe incompatibilități între nevoile lor și ceea ce le oferă partenerul. Pentru fecioare, ziua de astăzi poate aduce epuizare la locul de muncă și starea de sănătate poate avea de suferit dacă nu sunt responsabili cu programul lor. S-ar putea să li se facă promisiuni mărețe, de aceea azi nu ar trebui să ia decizii importante, mai ales în plan profesional. Balanțele sunt tentate să facă cheltuieli mult prea mari, mai ales pentru a cuceri pe cineva sau pentru a se răsfăța și distra. Sunt cazuri în care scot bani din buzunar pentru copii, dar și cazuri în care pot pierde bani în urma speculațiilor. Scorpionii pot avea parte de neînțelegeri cu cei dragi, mai ales cu părinții. S-ar putea să simtă că aceștia pun prea multă presiune pe ei, însă poate fi vorba și de viziuni și rațiuni diferite. Pe moment, li se poate părea că familia nu-i sprijină în demersurile lor. Săgetătorii sunt sfătuiți să evite excesele pentru că se pot confrunta cu probleme de sănătate, inclusiv cu afecțiuni mai vechi care reapar. S-ar putea să fie obligați de un context să vorbească despre ceva ce nu le place, să spună un adevăr sau să dezvăluie un secret. Atenție la acte și la deplasări! Capricornii au tendința de a cheltui peste măsură astăzi și orice exces de acum va fi resimțit mai târziu. Nu este momentul să investească în proiectele lor și nici să dea sau să ia bani cu un împrumut. Pot fi mult prea optimiști cu privire la câștiguri și cu privire la planurile lor de viitor. Vărsătorii trebuie să aibă grijă la orgoliu pentru că pot strica relații profesionale, se pot simți atot cunoscători, pot exagera cu atitudinea dominatoare sau își pot contura țeluri nerealiste. Trebuie să aibă grijă la strategia pe care o folosesc pentru a se afirma sau pentru a-și atinge un obiectiv profesional. Peștii s-ar putea să înceapă săptămâna destul de obosit și o afecțiune mai veche își poate face simțită prezența. Pe de altă parte, nativii sunt stimulați să facă dreptate într-un context legat de trecut sau de situații juridice și pot recunoaște că au greșit. Atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!